Bună, fetelor! Astăzi vreau să vă prezint un clipuleț despre produsele primite de la Himalaya Herbals. Sunt produsele pe care vi le-am arătat și în unboxing. Dacă nu ați văzut acel unboxing, vi-l las în bara de descriere. Așa că să-i dăm drumul și să aflați și părerea mea despre ele. În primul rând vreau să vă spun părerea mea despre măștile lor. Am primit așa, această mască exfoliantă cu caise și încă una exfoliantă cu extract de nim. Aceasta conține vitamina E, este naturală și aceasta este pentru tenul normal spre gras. Eu am tenul normal spre mixt, nu chiar gras. În general am tenul normal, dar uneori are tendința să se mai usuce, dar de la un timp beau destul de multă apă, așa că încerc să mențin un ten normal. În trecut aveam un ten uscat, foarte uscat și acum, din fericire, nu mai am probleme cu tenul, este normal. Pe viitor nu știu cum va fi, dar momentan am un ten normal. Mi-au plăcut acestea două, vorbesc împreună pentru că am aceeași părere despre amândouă. Mi-au plăcut mult pentru că sunt blânde cu tenul. Cel puțin acesta a avut un miros foarte, foarte plăcut. Am folosit câte un pliculeț din fiecare. Ele vin în două, cred că am și pliculețul folosit. Da, așa vin. Și un astfel de pliculeț costă 3,47 lei, cred că l-am văzut astăzi în Auchan, pentru că de obicei mă uit la prețuri, pentru că sunt foarte importante și eu zic că merită să le încercați. Din punctul meu de vedere sunt mult mai bune decât cele de la Balea, dar dacă ar fi să fac o comparație între aceste măști și cele de la Seven Heaven, cele de la Seven Heaven îmi plac mult mai mult. Acelea au și alte ingrediente, majoritatea sunt naturale, dar având în vedere că acestea sunt două și costă 3,47 lei, aceea este una și costă 7 lei, raportul calitate-preț e cam același, dar acelea îmi plac mai mult și pe acelea deja le-am recumpărat din ele câteva și o să vă mai vorbesc despre ele. Așa, și am primit și masca. Această mască îmi place foarte, foarte mult. Este masca cu nim. Să vă spun și ce este nimul, că eu tot vă povestesc despre nim, dar nu vă spun și ce este. Nimul este o plantă din India, din câte știu eu, așa cred, care are proprietăți în a trata acneea. Au câteva coșulețe și vreau să vă spun că am văzut că parcă acționează asupra lor. În prima fază am crezut că această mască o să mirite tenul pentru că conține parfum și din acea cauză am crezut că va fi iritantă, dar nu. Chiar mi-a plăcut mult, este verde. Apropo, am lăsat și poze pe Instagram. De obicei, când îmi aplic măști, în majoritatea cazurilor, vă pun și poze pe Instagram. Aveți în descriere și intrați acolo să vedeți. Dar mie mi-a plăcut mult această mască, mai mult decât exfoliantele și chiar o să o recumpăr. Din păcate, pe aceasta nu am văzut-o astăzi în Auchan, dar când o să o mai văd, o să o recumpăr. Pentru că mi-a plăcut mult. Și doar pentru acea senzație care o lasă. Și un produs pentru relaxare este sarea lor de baie, care din păcate nu am ocazia foarte des să o folosesc deoarece la mine acasă nu am cadă, dar am la ai mei și am profitat de ocazie să merg să fac o baie în cadă acolo și vreau să vă spun că mi-a plăcut foarte mult. Are un miros foarte fresh. Din punctul meu de vedere, aceasta este Family Care, sare de la baie cu alge marine, ceva de acest gen și miroase ca un aftershave, ceva de genul, ceva parfum bărbătesc, dar foarte fresh. Mie mi-a plăcut super, super mult și sarea se
evaporă cam într-un minut, un minut și jumătate, să zic, ceva de genul. Da, miroase foarte, foarte fresh și îmi place mult. Dischetele lor de machiante mie mi-au plăcut mult. Sunt acestea Family Care Love. Sunt 70 de bucăți. Eu am mai avut în trecut aceste dischete de machiante și mi-au plăcut, dar la acestea chiar nu-mi pasă de care sunt. Contează să fie puțin mai ieftine și să nu irite. Ce îmi place este că sunt așa, de acest gen, nu irită ochii și nu sunt dure, chiar dacă se destramă. Mie mi se pare că seamănă destul de mult cu cele de la Nivea, dar acelea sunt doar simple. Așa mi se pare mie, asta e părerea mea. Și mai am încă două creme de corp. Care mi-a plăcut cel mai mult este aceasta, Nourishing Skin Cream. Este o cremă cu aloe vera și winter sherry. Îmi plac mult amândouă. Îmi place și mirosul. Are o textură lejeră. Să aplic puțin pe mână să vedeți. Cam așa. Și vreau să vă spun că am observat la ambele că cum o aplicam are și rol de a înmuia cuticulele, ceea ce nu mă așteptam, și sunt hidratante, intră și repede în piele. Aceasta, de aceea v-am spus că îmi place mai mult, intră și mai repede în piele, este hidratantă, durează cam 2 minute, ceva de genul 2 minute pe ceas. Eu chiar sunt foarte atentă la detaliile astea, cam 2 minute să intre în piele. Și aceasta face exact același lucru, numai că aceasta este puțin mai grasă și durează în jur de 3 minute până intră în piele. Acestea au câte 50 de grame fiecare și au un preț extraordinar. Le găsiți și în variantă de 100 de mililitri, dar și la 150 și la 200. Acestea la 50 sunt în jur de 7 lei bucata și cele la 200 să fie 15 lei, ceva de genul. Deci un preț foarte, foarte bun și eu zic că merită în această perioadă când pielea este foarte uscată. Mie îmi plac mult și să luați o cremuță din asta pentru travel chiar e foarte important, mai ales iarna. Pentru că pielea are tendință să se usuce foarte tare, eu chiar depind foarte mult. Și chiar am renunțat la untul meu de corp de la Avon pentru că vreau să le folosesc în continuare. Mai am și pasta de dinți, care îmi place mult și aceasta. Aceasta îmi place, mă ajută cu sângerările gingivale. Am observat că nu mai îmi sângerează gingile atât de tare. Știți că Aslamed de la Farmec, Aslamed de la Farmec este preferata mea, dar acum și aceasta este pe același loc cu ea. Doar că aceea costă în jur de 8-9 lei și aceasta, nu știu, eu am văzut-o pe Aoro, nu am văzut-o în magazinele fizice momentan, nici nu m-am uitat foarte bine, dar am văzut că în Auchan varianta travel la aceasta este 4 lei și pe Aoro am văzut-o cu 16 lei. Prețul ar fi un dezavantaj, dar având în vedere că aceasta lasă și o respirație proaspătă, aceea nu lasă, conține mentă, mi se pare. Așa cred, da. Și conține, nu are parabeni și are ingrediente 100% naturale, mi se pare. Și acest balsam de buze este Himalaya Herbals Intense Moisturizing. Este acela cu unt de cacao. Este hidratant și acesta, dar nu mi se pare atât de hidratant, la fel ca cel în varianta simplă. Deci, dacă vreți un balsam de buze foarte hidratant, vă recomand cel simplu, nu acesta cu unt de cacao. Da, are un miros foarte, foarte plăcut, dar nu este atât de hidratant ca acela. Hidratează, dar după vreo oră, să zic, trebuie să-l reaplicați pentru că buzele tind să se usuce. În schimb, cu acela sunt sigură că ținea mult mai mult. L-am avut în trecut și acela mi-a plăcut mult mai mult decât acesta. Și un săpun, sinceră să fiu, eu nu prea sunt de acord cu săpunurile, mi se par că, nu știu, parcă conțin bacterii, nu știu ce să vă spun, dar l-am folosit.
pentru că mi-a plăcut destul de mult. La început, sincer, aveam impresia că parcă când îl foloseam, chiar m-am spălat pe piele cu el, ceea ce este wow! Pentru că am fost foarte curioasă pentru că conține migdale și mie îmi place acest miros, îmi plac migdalele, așa că am vrut să-l încerc. Mi se părea că parcă se consumă, se evaporă, dar apoi când s-a uscat am văzut că nu e așa, am crezut că nu o să rămân nici cu jumătate din el. Și o să-l folosesc în continuare ca să mă spăl pe mâini, pentru că efectiv pe mine să mă spăl pe piele cu săpun mă enervează, pentru că nu sunt îndeminatică și îl scap din mână. Și ultimul produs care îl folosesc cu succes este această spumă de curățare cu nim. Este pentru tenul normal spre uleios. Îmi place mult și după cum vedeți l-am folosit în fiecare seară de când l-am primit și am început să-l folosesc de pe data de 3 noiembrie. Țin minte pentru că eu îmi scriu toate produsele data în care le deschid, să știu când expiră. 3 noiembrie și astăzi este data de 15 și nici nu se vede că am folosit-o și seara o folosesc de fiecare dată, dimineața o folosesc doar câteodată, dar nici nu se vede că am consumat din ea și eu zic că este mare lucru. Costă în jur de 18 lei, cu atât am văzut-o eu și îmi place mult, îmi place și mirosul și îmi lasă pielea așa foarte catfel și cu un miros foarte plăcut. Fetelor, acesta a fost clipul, sper că v-a plăcut. Dacă ați încercat aceste produse, vă rog să-mi lăsați în secțiunea de comentarii și părerea voastră. Dacă v-a plăcut, dați-mi un like, abonați-vă dacă nu ați făcut-o deja și vreau să vă zic un mic secret. Mi-am făcut și eu o coafură asta și Adi mi-a spus că am două crengi aici. Mi-a spus că ce-s cu crengile astea? Pa, pa!